Trăiești într-o societate în care ești supus și e greu să recunoști faptul că minți. În arta mea vreau să fiu cel mai sincer posibil pentru că acolo nu-mi cere nimeni stocoteală. Mircea Cantor a cucerit Parisul și nu numai. A primit premiul Marcel Duchamp în 2011 și peste câteva luni a avut proprie expoziție la celebrul centru Pompidou. Mircea Cantor este mâine invitatul Ioanei Pavel la interviurile telejurnalului.